În satul de Luren, din comuna Valea Mare din Vâlcea, pământul a luat-o la vale încă din vara anului trecut și situația s-a agravat în luna decembrie. Conducerea primăriei a reușit până acum să facă o consolidare provizorie prin fonduri proprii. Alunecarea de teren a cuprins acum însă și drumul comunal. 70 de familii riscă să nu mai poată părăsi satul. Frică că n-ai pe unde să mai circuri. Pe unde te circuri? Prea oameni prin curs, prin astea. E foarte periculos. Ce facem? Noi ca noi, dar copiii amici. Fac noaptea, dimineața de la școală, la 12 să vin să iau. E foarte periculoasă, satul rămâne suspendat. Oricând poate să alunece și să intre în casa lunenea lui vecinul ăsta, care este aici. Primarul localității spune că a făcut nenumărate demersuri pentru alocarea de fonduri. Pentru lucrările de consolidare ar fi nevoie de peste 2 milioane de lei. Demersurile au fost făcute, așteptăm, avem, deocamdată avem numai promisiuni. Așteptăm ultima ședință de guvern, unde ni s-a promis că vor fi alocate fonduri pentru a face o lucrare mai amplă și ca cetățenii să fie în siguranță. Întreaga zonă este predispusă la alunecări de teren și singura soluție de stopare a lor este umplerea în totalitate a văii create în partea dreaptă a drumului comunal. Localnicii din Valea Mare vor să protesteze în fața prefecturii și a Consiliului Județean din Vâlcea pentru a le fi rezolvată problema.